Proiect de hotărâre numărul 1 pe ordinea suplimentară privind acordarea privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava pentru prevenirea și combaterea consumului de substanțe psihotrope la volan. Mai multe acțiuni în perioada următoare vis-a-vis de combaterea consumului de droguri și de alcool cu instituții partenere IPJ Suceava, școli și licee, cu organizații studențești, cu medici, cu cei de la Antidrog, Agenția Națională Antidrog. Și în acest context, cred că este foarte important să acordăm acest sprijin IPJ Suceava, pentru că la această dată dețin doar două astfel de aparate de testare, de generație foarte veche și care mai dau și erori. Și pentru siguranța rutieră sunt foarte importante. Și nu doar pentru siguranța rutieră, ci și pentru evenimentele care se derulează în județul Suceava. După votul consilierilor, Consiliul Județean Suceava a devenit partener cu IPJ Suceava pentru achiziția a 3 aparate drug test pentru depistarea substanțelor interzise de către poliția rutieră. În proiectul de hotărâre a fost aprobată și alocarea sumelor necesare, urmând ca în ședința de luna viitoare să fie alocate sumele propriu-zise și făcută achiziția. Alocăm 60.000 de lei, de fapt noi procurăm, și dăm pe bază de în baza acestui parteneriat, prin contract de comodat, cele 3 sisteme de testare a substanțelor stupefiante. Stimați colegi, cred că pentru toți trebuie să fie o prioritate combaterea consumului de droguri, de substanțe care creează probleme de nesiguranță în societate. Eu vreau să mulțumesc autorității teritoriale de ordine publică, pentru că s-au implicat, au avut dezbateri și cred că e foarte binevenită poziția Consiliului Județean Suceava de a finanța la mod concret aceste lucruri. În plus, în ședința Consiliului Local din 30 iunie, Primăria Suceava va face o achiziție similară, dedicată municipiului reședințe de județ pentru 2 aparate Dräger Drug Test, care vor fi livrate Poliției Municipiului Suceava, la fel cum a făcut și cu radarele mobile. Un lucru care mă îngrijorează ca primar, este un lucru care trebuie să discutăm cu gura deschisă, n-are rost să ne ascundem, este vorba de consumul de droguri. Ca atare am avut discuții cu Poliția Județeană, în Comisia de Ordine Publică la primărie, este o problemă care ne preocupă și intrăm în ședința de Consiliu de mâine să cumpărăm 2 aparate Drug Test 500 Dräger, care costă undeva la 20.000 de lei, inclusiv TVA, 2 aparate de testare a șoferilor cu suspiciuni de conducere sub influența drogurilor și a substanțelor interzise. Ca atare noi am mai luat și niște radare mobile și le-am dat la în folosit gratuit la poliție, este legal, deci vom cumpăra aceste 2 aparate, pentru că cei la Poliția Națională s-au plâns că nu au aceste aparate și nu au cu ce să testeze șoferii care au suspiciuni de a consuma droguri sau alte substanțe interzise la volan. Cu toate că nu există rețele cunoscute de vânzare și consum de droguri în municipiul Suceava, acest demers este pentru prevenție, consideră autoritățile. Sigur că nu ne culcăm pe ureche, se pare că din localitățile din județul Suceava, nu e în prim chiar municipiul Suceava, deci aici avem probleme, înțeleg că sunt forme mai grave în alte localități, ca să mai exprim altfel. Am avut discuții și cu cei care coordonează antidrogul la Suceava. Da, sunt anumite rețele, eu înțeleg că multe din ele au fost desfințate, dar n-are rost să discutăm aici, din ce mi-a spus ei, nu e Suceava în top, dar este sigur un centru urban mare și trebuie să-l avem în vizor. Sistemul de analizare a drogurilor este compus din sistemul de prelevare a probelor și aparatul de analiză. Pentru a testa preliminar o persoană suspectă, nu este nevoie de probe de sânge. Persoana testată trebuie doar să miște dispozitivul de colectare în interiorul cavității bucale până când indicatorul integrat din capătul acestuia indică finalul prelevării. Această operațiune durează de obicei mai puțin de 1 minut, dar poate dura până la maximum 4 minute. Apoi, caseta de testare și cartușul se introduc direct în aparatul de analize, care va afișa probabilitatea intoxicării cu cele mai frecvente substanțe interzise.